Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Astăzi am făcut pește. Pește în acest aparat. În acest aparat am făcut pește. Aici. Ies foarte gustoase, foarte delicioase. Am avut poftă de ceva prăjit. V-am mai spus în alte filmulețe că nu mai pot mânca prăjit, nu-i place la organism, măcar că mie îmi place foarte mult prăjit, dar nu mai permite sănătatea să mai mănânc. Așa că m-am gândit totuși să fac pește în acest aparat. Am făcut pentru prima dată, mi-a ieșit super bine și ca să vedeți cum am procedat, în acest filmuleț puteți afla secretul. Bine, glumesc, secret, nu cred că îi, dar nu m-am informat de nicăieri cum trebuie procedat, dar aici are opțiunea de prăjit pește și n-are de ce să nu fie gustos. Era mai curioasă la gust cum iese. Bine, prăjit e altfel, dar sunt nemaipomenite și așa, și merită să încercați și voi. Întreg procedeul găsiți în acest filmuleț. Așa că, după cum v-am spus, am poftă de pește. Am ținut-o în congelator, deci din congelator am scos-o. E o bucată de pește somn. Am să o felie și am să o condimentez. Am pregătit și condimentele. O să folosesc boia dulce, ierburi aromate, piper și sare. Doar atât, am să le condimentez și am să le țin oră condimentate după ce am să le feliez. Așa că să ne apucăm de treabă. Să fac felii frumoase. Nu foarte subțiri. Asta e prima felie care a ieșit cam așa, dar restul o să iasă frumoase. E un pește fără oase. Uitați ce bine arată. Așa. Foarte frumos, e un pește foarte gustos. Contează foarte mult și condimentele. M-am jucat cu mai multe condimente, am încercat mai multe variante și varianta asta mi-a plăcut cel mai mult de condimente. Acum fiecare poate să-și condimenteze cum îi place. Am ajuns la concluzia că așa ne place cel mai mult. Am să fac câteva și pane, dar după cum v-am mai spus, nu mă simt bine după prăjit. Cu toate că îmi place prăjala, am apelat la o altă variantă. Și eu de obicei așa procedez. La condimentat, am să pun un pic de boia dulce. Sare. Așa. Ierburi aromate. Și piper. Așa. Și așa am să pun fiecare felie aici. Oarecum în cap două felii? Poate că în cap două felii. Ia să vedem. Da, perfect. Și facem din nou. În acest aparat n-am mai prăjit pește. Îmi place foarte mult prăjit, dar pentru că nu mă simt bine, atunci să vedem cum iasă varianta asta. Dai piper, ierburi aromate. Acum voi alegeți-vă preferințele și vedeți ce vă place cel mai mult. Mie îmi place, ascunde și gustul de pește destul de bine.
și poate și de aia l-acceptăm mai bine. Bun, și așa fac cu fiecare bucată. Și piper. Și sare. Am terminat de condimentat. Am să le acopăr cu folie alimentară și am să le las la frigider pentru aproximativ o oră. Așa. Preîncălzesc aparatul și să începem să le punem la prăjit. Dacă iese foarte bine, cred că pane nu o să mai fac, dar încă mă gândesc. Ia să vedem. Am preîncălzit aparatul și am să le așez frumos aici. Câte în cap, bineînțeles. Așa. E fierbinte și am să le pun, să vedem câte în cap, cred că două felii în cap sau trei maxim. Bun. Da, cred că în cap trei felii. Ia să vedem cum o să iasă. Prima dată am să le pun la 200 de grade, după care am să reduc la 160 de grade și mă gândesc că, ia să vedem, 20 de minute ar trebui să fie gata. Așa, ia să vedem. Aparatul e pornit la 200 de grade. O să le și întorc și am pus la 10-11 minute și am să le întorc. Ia să vedem cum arată. Arată super bine, dar m-am gândit ca să le întorc. Așa. Bun, le-am întors și înapoi în cuptor. M-am gândit ca să le scot. Cred că arată destul de bine. Ia să vedem cum se prezintă la gust. Așa, punem o bucată aici la răcit. Bun, ia să vedem cum se prezintă. Wow! Arată foarte bine, arată. Ia să vedem noi și gustul, dacă l-am nimerit. Ce bun poate să fie. Foarte bun. Nu se poate compara. Nici nu știu că nu-i prăjit. Foarte bun. Cred că o să le prăjesc toate așa. Am ajuns la final. Le-am prăjit pe toate în acest mini cuptor. Asta e finalul. Bine, au fost mai multe, dar și eu și soțul n-am putut să ne răbdăm să nu mâncăm din ele. Calde, fierbinți, au ieșit nemaipomenite. Pane n-am mai făcut deloc și nici nu cred că voi mai face vreodată. Sunt foarte gustoase și foarte delicioase. Vă mulțumesc că mă urmăriți și să aveți o zi binecuvântată și minunată în continuare.